Salutare lume, eu sunt IHatePink și am revenit cu un nou episod din Technipack, episodul cu numărul 17, cred. În acest episod mi-am făcut și niște planuri așa și niște comentarii avem, ca de obicei. Întâi, hai să am luat chestiile astea de la, cum îi zice, de la Cori, pentru că am fost acolo. Se pare că una dintre ele era portocalie și se mișca foarte repede. Ups, trebuie să urc un pic. Așa, să vedem, 5, apoi normal, oleu, poate pic pe aici, dacă pic aici sunt mort, hai să vedem, în jos, în jos, în jos, în jos, în jos, oprim aici, bun, pentru că off camera am făcut așa aici o scară, ups, așa, pentru că n-am avut chef să fac asta on camera, mi-ar fi luat foarte mult din timp. Să vedem și punem și... A? Ce faci aici, mă? Așa, să încărcăm și asta. Auleu! N-am loc pentru... Wow, ce ciudat. Așa se face rost de marble foarte repede. Cu pickaxe-ul ăsta. Oh! Am făcut deja un stack, serios. O să ne ajungă foarte mult timp, cred. Așa, 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 așa. Și după aia vom merge și la Quarry să-l mutăm. Îl vom aduce mai aproape de casă. Și vom mai construi azi și regatul. Am zis să punem un pic, o mică pauză de la off. Cred că dedesubt e lavă. Sandstone. Aruncăm și tinor. Așa, ce să mai aruncăm? Să vedem. Tâng, 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 tâng. Wow, ce caută lava aia acolo? Ah, mă rog, hai să vedem și pe aici mai luăm. M-am gândit și la câteva chestii despre care să vorbim azi. Cum ar fi mărimea soarelui nostru. Wow, un spawner de... un spawner. Ah, pleacă de aici. Mi-e mai frică de o travă, nu de păianjeni. Să vedem, avem avocado, e ok. Despre numele meu, care unii dintre voi îl știți, dar unii mă disperați, pentru că nu-l știți și ziceți de ce nu spui la nimeni numele tău. Lumea, niște lume de fapt, niște fani îl știu, niște fani nu îl știu. Dar voi spune din nou și am și un coment legat de chestia asta, să vedem, să aruncăm dirt. Și asta, și asta. Aici. Cred că am luat ceva de aici. Hai să schimbăm wide. Așa. E și rapid și să apă și câte trei. Trebuie să iubești pickaxe-ul ăsta. Chiar trebuie să vă faceți. Aoleu, păianjen întâmpit. Bun. Hai să citim și primul coment de azi. Ping, am o întrebare și te rog nu spune că e stupidă. Numele tău e Liviu, că am aflat, că am auzit în episodul cu Casper F, P și... și tine cu creeperii și sărbătoresc. Eu nu sunt Wavesound. Deci și pe el îl cheamă Liviu și pe mine mă cheamă Liviu, dar eu nu sunt Wavesound. Deci să nu zic că e stupidă. Nu a fost o întrebare, dar a fost stupidă. De ce aș avea, să zicem, două conturi? Bine, că contul lui nu e cumpărat. Dar de ce mi-aș face două identități cu care să fac filme cu Minecraft? Asta e ciudat. Dar mă rog, unii dintre voi aveți niște gânduri ciudate câteodată. Ok. Bun, da, ați auzit bine, numele meu e Liviu. Să vedem ce mai aruncăm și asta. Un păianjen. Așa. Numele meu e Liviu. Unii dintre voi știați asta, unii nu. Deși cred că ne ajung atâtea marble-uri. Da, cred că ne ajung. De fapt, stai să mai aruncăm gunpowder. Să mai aruncăm o grămadă, pentru că nu vreau să pierd foarte mult aici. După cum vedeți, a și rămas o grămadă pe jos. Bun, hai să mai citim unul. A apărut... Dragoș4254 a zis chestia aia cu Liviu. Da. Oh, și trebuie să începă să plouă. Frumos. Bun, să vedem cum ies și eu de aici.
Ieșirea e pe acolo, bun. Oh, ce enervant e sunetul. Gata. Parcă acum e mai liniștit. Bun. Un alt coment spune: a apărut technic pack pentru 1.1, întreabă Ovi94. După cum știți, Minecraft 1.1 a apărut și mi-a dat peste cap o grămadă de chestii. Eu încă voi avea Minecraft-ul 1.0.0 pentru a face episoadele, dar seria noastră trebuie să se încheie cândva și probabil se va încheia pe la episodul 20 și nici nu cred că voi termina episodul, să ajung de fapt la episodul 20 în decursul acestei vacanțe. Dar mai avem weekenduri în care să filmăm. Așa. Lag stupid. Să vedem, o dăm în jos. Și aș vrea să iau înapoi Airship controllerul, dacă mi l-ar da. Este. Să aruncăm niște cold dust. Ok, bun. Pentru că vreau, i-am dat și niște de astea. Hai să-i punem un large house. Wow, și deja am rămas fără chestii. Să-i dăm niște cobblestone cât avem. Și ce o să facem? Să punem tot marble în sacoșă și airship controllerul. Le sortăm și scoatem tot cabelul. Așa, i-am mai dat cabel. Bun, acum o să facem o transmutație. Cred că am niște diamante din care să fac lemn. Stai să văd în sacoș. Am diamante pe aici. Știu că aveam vreo 13 pe undeva. Da, uite, 13. Două cred că ajung. Deschidem cu C. Bun. Hai că mă pricep și eu la ceva. Și facem... Wow. Am făcut ceva. Așa, bun. Îi dăm... De ce nu vrei wood? De ce nu vrei wood? Unde ești, mă? Unde ai dus, mă? What the fuck? Deci am mai construit o casă acolo. Ce naiba caută caii ăștia? Un unicorn! Wow! Voi de ce sunteți cai normali? Opa, am lovit unicornul. Am nevoie de numai de unicorn. Voi fraierilor să dispăreți de aici. Hai. Marș în gâtul, mătii. Marș, n-auzi? A rămas numai unicornul. Ce drăguție. Putem să-l călărim? Ne trebuie așa. LOL. Ce cu calul ăsta în miniatură? Marș, mă. Așa, bun. Nu știu unde s-a dus constructorul, nici nu știu de ce iar nu ne primește lemnul. Asta e o casă mică, nu? Da, wow. Ce cu asta cu blocurile de fier aici? Putem să cumpărăm diamante, bla bla bla, mă rog. Oh, ce enervantă e ploaia! Oh. Să vedem, pot să dorm cumva undeva? Nu, să nu intre cumva vreun monstru aici. De fapt, nu cred că o să intre. Oh, e ok, e în regulă. Ah, nu te supări că am dormit în pat la tine, nu? Ah, cred că ai venit și tu peste mine. Perversă. Pink, mai du-te și tu la cuori și uite ceva... Ce faci cu regatul tău? Nu mai sta în grotă, Anduțo. Ei bine, după cum vezi, am... De ce naiba? De ce naiba nu este aici? Ar trebui să... Nu s-a dus. Mă rog. După cum vedeți, asta facem azi. Mergem și la cuori acum. Ăla e un șoarece. Uge, șoricuți drăguți. Băi, nu împinge șobolanul de acolo că te bat. Să nu îndrăznești. Așa, marș. Gătu, mătii. Stă și șobolanul și el acolo și ala la margine de stâncă și vine un om și dă cu șutul în fund. Și cred că voi muta toate aceste lucruri de aici. Ups, acum sunt într-o peșteră, bun. Am loc să le iau, am foarte multe wooden planks. Hai să arunc un stack. Și am nevoie de zahăr pentru că îl pot transforma în redstone. De fapt, pot să transform diamantele în redstone. Pot să transform ce vreau eu în redstone. Am un stack deja. Atunci trebuie să mai merg. Aoleo, câte sunt. 33 și sunt și prin apă.
Nu știu dacă ne va folosi sarea aia la ceva, dar mă rog. Hai să citim probabil și ultimul coment de azi. 3R News spune, cât stai pe un episod jumate de oră la render? Ei bine, nu. S-a întâmplat ceva, nu știu ce are laptopul meu, deci este foarte curat, hard discul nu e așa de încărcat, nu e mare chestie și totuși stau o grămadă la render. Ce să fac eu cu toate astea de aici? Și ce? Foarte simplu, o să punem o grămadă tot în sacoșă, o grămadă tot. Să punem tot ce putem. Bun, și o să luăm de aici ce e mai important. De fapt, astea nu-mi trebuie. O să luăm tinul, o să luăm nicolita, o să luăm redstone-ul neapărat. Și apoi avem cobblestone. Știi, am crezut că o să găsim măcar două diamante. Ah, căulul, sigur, foarte important. În rest, avem niște cupru, sau cam niște de-astea. Da. Și o să iau și asta înapoi, pentru că țevile nu cresc în copaci. Și acum mi-am dat seama că nu o să mai am loc pentru... Atunci hai să aruncăm... Nu, asta. Asta, 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 asta... Sper că acum să avem destul. Luăm și astea și o să mutăm tot ăsta. Oare să-l punem la noi acolo în casă? Ar fi ceva. Ar fi ceva. Mă uitam de curând la Nearby Gamer și tipul a zis ceva uimitor. Perfect, nu le pierdem. Tipul a zis... Am o idee, ce-ar fi să facem un tehnic... Coareul mi l-a dat, am crezut că o să-l piardă. Cobblestone, ce să arunc eu, cobblestone. Tipul a zis o chestie foarte, foarte interesantă. A zis să facem un tehnic pack pe Skyblock. Wow, am rămas șocat. Deci asta e cea mai bună idee pe care am auzit-o în legătură cu tehnic pack-ul. Pentru că are, va începe, a zis că va începe cu un Philosopher's Stone și cu un... nimic altceva și pur și simplu va face transmutații, va face chestii și există și niște plugin-uri prin care să-și pună tin și ore la transmutații, pentru că normal nu le poți face. Of, ce-mi vine să sughiți. Și da, ideea este uimitoare după părerea mea. Wow, ce naiba. Wow, hai să ne uităm sub pământ. Așa, acolo avem un abandoned mineshaft. A, nu, aia e gropile care le-am făcut eu. Acolo niște chestii cu lavă. Te rog să nu te încarci, nu te încărca. Aici jos e o peșteră. Gropi cu lavă. Acolo e o groapă ciudată. A, e un spawner, da. Niște peșteri. Aici e peștera mea. Ok. Să vedem, cred că se face... e ziua, deci... mi-ar mai trebui... Astea sunt bedbox-uri? Da, bedbox-uri, bun. Care le-am făcut perfect, legal, prin chestia aia. Tâng, tâng, tâng. Și nu-mi pasă dacă îmi rup picioarele când cad. Avem avocado. Așa. Unde să punem acum core-ul? Cred că îl vom pune în partea asta aici. De fapt, în partea asta. Nu vreau ca să... stric locul ăsta care l-am făcut pentru copaci. Așa, avem cuorii, avem țevi, avem astea, bun. Prima dată cuorii, care vine așa, cred. Bun, apoi sper să funcționeze, știți? Așa, vin una aici, ups, una aici și punem G. Mă rog. Așa. Și punem una așa. Și așa. Și așa. Și să punem standard mod. Așa, bun. Și acum de sub asta ar trebui să ducem țevi. Bun. Punem o țeavă aici. Acolo stă redstone torch-ul, deci... Ia să vedem. Așa, bun. Redstone torch-ul trebuie să stea aici. Nu acolo, aici. Nu, aici. Of, mă încurc de tot. Bine, acum trebuie să ies să pun asta. Bun, mă încurc foarte tare la chestiile astea. Și acum avem țevile și le punem pac, 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 pac. Badam.
și aici trebuie legate cu asta de aici. Gata, cred că va funcționa. Sau trebuia de deasupra? Ei, o să vedem noi. Și nu avem un chest la noi? Trebuie să avem două chesturi. Nu avem. Foarte simplu, hai să vedem ce o să facem. O să luăm asta, o să descărcăm asta. Nu, nu am nevoie să o încarc. Bun, și o să punem un chest dublu aici. Așa, și așa, așa, bun. Cred că acum va merge. Hai să despărțim ăsta așa. 13 cred că o să ajungă. 13, da, și tu. Și tu ia 26. Așa, acum chestia asta ar trebui să înceapă să... Da, începe, bun. E perfect. Va face chestia, va face locul ăsta în care va săpa. Și o să sape ceva timp. Pentru că avem... Wow, am rămas încă cu... De unde avem atâtea mobisiuluri? Doar n-am trișat cumva. Avem marble. Ferrar, am făcut și un screenshot. Hai să vedeți cam cât de bun e marble. Wow, se umple foarte repede. Atât pot să spun. Deci am folosit cam 9, fix 9, dintre care unele nici, una dintre ele nici nu trebuia să le folosim. Și deja s-au umplut astea. Mamă, ce repede se umple. Wow. Da. Sunt pe standard mod. Acolo, de aici vine energia. Bedbox-ul e plin și mă gândeam să mai pun încă unul. Așa că să încerc să fac ceva. Dacă bat un bedbox... am zis că azi ne vom face... nu! De ce tot? De unde avem 4 bedbox-uri? Ei, cred că le-am pus și eu pe undeva. Asta primește energie cumva? Bun, asta e foarte ciudat. Foarte, foarte ciudat. Probabil era bug-ul ăla care l-am avut de multe ori. Stai, nu, avem 4 bedbox-uri? Asta, ăla e LMV Transformer. Deci de asta nu mergea să dăm click dreapta pe el. Ok. Punem bedbox și primește putere? Asta e plin? Și când ăsta va primi și el putere, pentru că nu e degeaba mergale acolo, vom șterge firul ăsta, vom duce firul de la ăsta la ăsta și astfel vom consuma putere din ambele bedbox-uri. Acum, hai să vedem o chestie. Ne trebuie un advanced circuit. Bun, deci întâi ne trebuie 4 refined iron. Am văzut și un coment care spunea că am niște refined iron pe aici, dar nu sunt sigur. Unde l-ai văzut, măi? Unde l-ai văzut? Silver, tin, ești sigur că aveam? Tin, eu nu văd. Și nici fierul normal nu-l văd. Unde e? Să pun asta aici. Fier. Am asta full. Deci, de ce mai țin? Lol, aveam niște shears. Asta nu-mi trebuie, nici asta. Wow, cât gunoi. Unde e fierul? Tin, ăsta e tin. Cupru, tin. Iron ore. Avem o grămadă de iron ore. Atunci hai să-l macerăm. Iron ore. Fiu, pentru un moment am crezut că o să presnească asta. Ok. Avem aici un refined iron. De fapt o să ne trebuiască mai multe. Și atunci hai să mai scoatem din ce n-avem nevoie și să punem aici. Așa. Deci avem nevoie... firar, am un... Wow. Trebuie... O secundă să intru și eu pe wiki google.com. Ce greu se încarcă pagina când filmezi. Și nu cred că vom mai reuși astăzi să facem episodul. De fapt, ce avem noi nevoie? Pentru că nu vreau iar să fac episodul mare. An error occurred. Haide mă, serios? Probabil internetul meu face fițe.
pentru că nici Google nu merge. Ei, până... A, gata, a mers. Bun. IC2 Minecraft Wiki. Așa, și avem... hai să vedem întâi de ce avem nevoie. Bun. Avem nevoie de un bedbox. Hai să punem în partea asta tot ce avem și nu mai avem nevoie. Bine, nu pot bedbox-ul. Avem nevoie de 3 baterii. Reliniuță baterii. Rebattery. Bun, pentru rebattery avem nevoie de 4 tin. Cred că putem să multiplicăm bateriile. Deci avem nevoie de tin, de redstone, care nu-l avem aici. Redstone, așa. Și de niște fire. Și fire avem, bun. Totuși, hai să mai luăm. Acum ar trebui să putem să facem o baterie. Hai să vedem. Baterie, da, avem. Și am mai putea să mai facem una? Da, încă una. Hai că ne mai trebuie una. Dacă nu, o să încerc să o multiplic. Ne trebuie și un electronic circuit. Știu sigur asta. Acum hai să încercăm să multiplicăm o baterie. Și nici nu durează mult. Asta e perfect. Pe aici nu avem ce chestii să punem acolo. Așa, 3 bateriile avem. În continuare trebuie să apăsăm P și să vedem. Ce? Nu ne trebuiau 3 baterii, serios? Deci cu steel ingot sau cu refined iron. Bun, noi o să facem cu refined iron. Ne trebuie 2 glowstone-uri. Ups. Nici nu știu de ce am făcut bateriile acum, serios. Așa, avem un advanced, ne trebuie un advanced circuit. Cum se face un advanced circuit? Am scris greșit, bun. Se face cu un... ne trebuie lapis pentru asta. Ne trebuie lapis, redstone. Lapis avem. Ne trebuie redstone și glowstone. Atunci hai să facem o transmutație din redstone. Serios? Hai să luăm ceva de... Nu. Știu ce o să fac. Descărcăm asta, punem asta și asta. Metoda veche. Așa. Ne trebuie câte? 2. Deci... De fapt, ne trebuie mai multe. 4. Cu cele care ne le cere. Bun. Și acum ar trebui să fim capabili să facem un circuit advanced. Hai să vedem. Drink glass. Asta e calul meu. Putem să facem suc. Aha, avem un advanced circuit. Bun. Să dăm chestiile. Deci avem bedbox-ul, avem advanced circuit-ul. Îmi trebuie 4 refined iron, care se face undeva pe aici, pe undeva. Nu, se face aici. Bun, luăm astea. 4 ne trebuie. Deci 4, după aia iron-ul o să-l rafinăm în celălalt. Haide-mă mai repede. Și o să ne facem un jetpack și cu asta se va încheia episodul de astăzi. Da, cam asta am făcut. Cam ce ați vrut. Așa, avem unul. Stai că aveam unul pe undeva. Avem deja unul, parcă. L-am pus prin... Lasă că le fac din nou, ce contează. Le facem din nou. Iron ingot. Până atunci, hai să mai punem niște marble aici. Tot timpul să aruncați spre mijloc pentru că se umplu câte 2 de la o singură de asta. Așa, așa. Lasă-le. S-au umplut de... Wow, să mergem să luăm marble a fost categoric cea mai bună idee. Bun, acum ar trebui să avem un jetpack. Zim că avem un jetpack pe undeva. Wow, avem un electric jetpack. Cum folosiți chestia asta e să o puneți aici și apoi puteți să zburați cu el, dar trebuie încărcat acum. Hai să vedem cum îl încărcăm. Mi se pare că în bedbox. Poate aici? Aici? Hai să caut. Electric jetpack.
MFS Unit, serios. Ok, cât cere? Wow, cere ceva. Ne trebuie un MFS Unit pentru asta. Cum facem un MFS Unit? Wow, e de la scump. Wow. Hai să vedem un MF Unit. Am merge și din ăsta, bun. Ne trebuie niște diamante. Hai că vreau ca să zbor puțin cu el. Ne trebuie 4 diamante. Și după aia facem niște cristale de asta. De astea 1, 2, 3, 4. Unde e? 4. Bun. 4 cristale de astea. Un machine block. Ah, machine block. Asta e simplu. Punem aici iron ore. Ne trebuie 8. Bun. Și 4 cabluri, iar cablurile le avem. Deci ne trebuie numai un machine block. Vom face un MFS unit, îl vom pune aici undeva. Cred că trebuie să sap puțin aici. Ops, cam prea mult în partea aia. Așa, și astupăm și acolo și acolo. Și probabil aici undeva și voi duce, voi să zicem, voi opri curentul de acolo. Voi pune ăla cam aici, peste aia o să fie. Bun, hai să punem și firele care se ducă la el. Așa, bun. S-a făcut 5, ne trebuie 8. Și iar mă lungesc cu episodul pentru că nu stau jumate de oră. Cred că nu mi-am terminat gândul ăla, nu-i așa? Stau foarte mult pentru că nu știu ce s-a întâmplat, dar durează foarte mult. Și aș vrea să încerc alte programe, dar nu sunt sigur că va dura mai puțin sau că voi putea să pun, așa, bun, iron ingot. Of, acum trebuie să-l facem refined. Dar nu sunt sigur că voi putea să fac la fel cum fac aici, melodii pe fundal sau alte chestii. Până atunci, ia să mai facem noi niște fire, n-ar nimic. La ce mă gândeam eu? Un alchemy bag. Și o să-l multiplicăm și data viitoare o să avem unul de altă culoare. Așa, avem aici 3. Oh, haide, te rog, mâine! Ia hai să încercăm să facem, de exemplu, un drinking glass. Și apoi să punem... Ups. Să punem fructe. Putem să facem suc de avocado? Nici nu știu de ce le-am făcut. Dă-le naibii de pahare. Oamenii adevărați beau cu sticla. Așa, asta macerează. Asta nu funcționează. De asta ne trebuie un MFS de la... Haide. Așa, bun. Repede, să vedem un machine block. Și acum ar trebui să avem un MFE. Bun. Așa, acum îl punem aici, cum am zis. Și ar trebui să aibă energie. Wow, și-a luat viteză. Dar tu unde vii? A, gata, se umplă. Se umple foarte greu, dar se va umple. Ok, nu mai zburăm cu el în episodul ăsta, dar asta a fost tot pentru azi. Și nu uitați să mai verificați channel-ul ca să vedeți când vor apărea noi episoade, pentru că unii dintre voi câteodată sunt foarte în urmă cu episoadele și mă întreabă de episoade care deja au trecut și eu sunt ceva de genul ăla a apărut de nu știu cât timp și el, a, da? Mă rog, nu e greu, youtube.com/niceihatepink și mă găsiți acolo. Oh, hai că ăsta ne ajunge puțin să zburăm, vreau să zbor. Aoleu, sper să nu se consume cât timp zbor, hai. Ui, ce tare! Trebuie să avem grijă cu ăsta, să nu se termine. Nu s-a consumat prea mult, nu mă deranjează. Oh, de ce nu mai zbor? Nu zboară prea sus din câte văd. De ce? Pe data viitoare. La revedere. Bye.